Zițiile ofițerilor de la crimă organizată în orașele Iași și Roman, dar și în mai multe locuri din județul Prahova. În acțiune au fost implicați 140 de polițiști și de jandarmi, al căror scop comun a fost stoparea unei rețele specializate în trafic de minori. Anchetatorii aveau informații că cei implicați în această rețea ar fi obligat 10 de copii să fure în România și în Franța. Într-un final, mai mulți suspecți au fost duși la audieri. A fost o acțiune de amploare a mascaților care au descins în 25 de locuințe. Potrivit informațiilor pe care le aveau, grupul infracțional vizat ar fi folosit minori cu vârste între 10 și 13 ani, pe care i-ar fi trimis să fure din buzunare genți sau magazine. Trăim și noi cu ce putem. Nu facem nimic, nu dăm în cap, nu omorâm, nu vinem drogul. Suspecții acționau în mare parte în Paris, așa că și autoritățile franceze au fost implicate în această anchetă. În total, 120 de persoane de pe teritoriul României și Franței, din care peste 70 de minori sunt audiate în acest amplu dosar. Toți cei implicați au fost duși cu dubele în fața procurorilor de ICOT. Au ridicat oameni de acolo, nu? Copiii și soțul. Dar nu știu de ce. Au intrat de dimineață în casă? De la ora 6 dimineață. Și ce v-au zis când au intrat poliția? Percheziții. Atât. A intrat peste noi, a spart ușile, le-am copii mici cu mine la aici. S-au nu speriat. Știu nimic. S-au speriat, normal că s-au speriat, că a dat buză la ora 7 peste noi. Previzibil, cei duși la audier și rudele lor neagă orice implicare în vreo infracțiune. Ce să facem? La muncă. Dar ceva ce facem? Au furat? Ce să fură? Nu fură nimeni, nimic. Au dus și am venit cu toți cu copii la audier. Dar am fost bine să cerșească un euro, doi. Dar n-ați furat? N-am furat, doamnă, nimic. Membrii grupării sunt bănuiți că și-ar fi exploatat proprii copii minori. Bunurile furate de cei mici erau predate părinților, care mai apoi le valorificau. Copiii furau zilnic și li se stabilea dinainte programul, modul în care trebuiau să acționeze. Mai mult, li se impuneau și sume minime pe care să le aducă. După audieri, autoritățile vor lua măsuri legale față de suspecții.